Liderul socialiștilor Igor Dodon este convins că PSRM va avea un scor bun la alegerile parlamentare anticipate anunțate pentru 11 iulie. Politicianul se așteaptă ca formațiunea pe care o conduce să obțină în jur de 40 de mandate de deputat. Dodon a precizat că stafurile electorale sunt deja create și pregătite de startul campaniei. Socialiștii vor obține numai puțin decât numărul de mandate care este acum, de la ultimele alegeri. Au venit în Parlament cu 35 de mandate de deputat sau 37, cât plus 2 am obținut mai târziu pe circunscripții. Eu cred că acesta este rezultatul minim care va fi luat. Eu nu exclud că ar putea să treacă doar 2 sau 3 partide maximum în următorul Parlament, restul tot să rămână în afara Parlamentului. Potrivit celui mai recent sondaj de opinie al Asociației Sociologilor și Demografilor, PSRM ar acumula puțin peste 24% din voturile alegătorilor, iar după repartizarea numărului de mandate, socialiștilor le-ar reveni 44 de fotolii în nou legislativ. La alegerile parlamentare din februarie 2019, PSRM a acumulat un scor de 31,15% din sufragii. Astfel, formațiunii au revenit 35 de mandate. Ulterior, doi candidați ai Partidului Socialiștilor au câștigat în două circumscripții în care au avut loc alegeri repetate. Astfel, în prezent, PSRM are 37 de deputați.